Dan și o să vorbesc despre optimile Champions League Real Madrid PSG 14 februarie 2018. Foarte ciudat și foarte ne la locul lui. În minutul 44, Real Madrid primește penalti. Cine să bată decât Ronaldo, care până atunci avusese deja două ocazii imense singur cu portarul, din care n-a reușit să dea gol. Held a genius after amazing bouncing penalty for Real Madrid against PSG, but Grand Pole says it should have appeared to take his genius to a new level against Paris Saint. În momentul în care a pășit cu piciorul de sprijin lângă minge pentru a executa penaltiul, mingea pur și simplu a fost săltată de la sol câțiva centimetri și astfel a executat penaltiul din vole. Ce este o ciudățenie incredibilă și aproape sigur împotriva regulamentului. Held a genius after amazing bouncing penalty for Real Madrid against PSG, but Grand Pole says it should have appeared to take his genius to a new level against Paris Saint.